În Sălaș, topul iese deschis, la fel ca și în anii trecuți, de școala gimnazială Gheorghe Lazar din Zalău, unde media notelor de admitere ale tuturor absolvenților este de 8,87. Locul al doilea este adjudecat de școala Simion Bărnuțiu din Zalău, cu 8,73, iar pe locul al treilea este școala Corneliu Coposu, cu 8,67. Prima școală din mediul rural o găsim pe locul al patrulea. Este vorba despre școala Marca, unde media de admitere a fost în acest an de 8,61. Pe locurile 5 și 6, cu aceeași medie de 8,53, sunt alte două școli din mediul rural, respectiv și Mijna și Borla. Cea mai mare școală din județ, Mihai Eminescu, este pe locul al șaptelea, cu media 8,47. Locul 8 revine unei școli din mediul rural, școala Valcău de Jos, cu media de 8,38, în timp ce gimnaziul de la Liceul Sportiv Avram Iancu ocupă locul 9, cu 8,28. Ultima poziție în top 10 este ocupată de școala din Zimbor. La polul opus, școala cu cea mai mică medie de admitere a absolvenților este școala Peceiu, cu o medie de numai 4,38.